Bună seara și bine ați revenit cu Drag la Prof. Roman cu exerciții de matematică la algebră. Așa este, cu drag. Recapitulare. Numai cu drag veniți voi, să știe toată lumea, toți privitorii noștri. Păi, eu știu asta. Fiecare zi. Da, trebuie să remarc și o chestie. Tot același lucru se întâmplă cu fetița de Ștefania de la clasa 7-a, la clasa 5-a. Deci dacă cumva ar îndrăzni cineva să oprească, să nu vină aici, ar fi o crimă, pur și simplu. Este revoltată pe chestia asta. Deci nu se pune problema să ne ajungă aici. Este o stare de bine. Dacă veți vedea filmele pe care le-am cu ea, este o stare de bine pe care ea, cu care s-a obișnuit. Așadar, pornim repede la treabă, cum spunea cu drag, și să vedem ce facem astăzi. Da, facem algebră, ca un test. Și facem la raționalizare, mai lucrăm domn profesor. Da. Trebuie ieșiți interesante. Da, acum eu le găsesc. Te rog. Test. Da. A egal cu. Băi, dar asta e cam mult greu. Îl dau? Da. A egal cu, paranteză rotundă. 1 supra radical din 2 plus 1. Radical din 2 plus 1. Plus. Așa. 1 supra radical din 3 plus radical din 2. Da. Plus. 1 supra radical din 4 plus radical din 3. Da. Așa. Închideți paranteza rotundă. Da. Totul mulțit cu. Deschideți o altă paranteză. Da. 1 supra radical din 2 minus 1. Da. Minus. 1 supra radical din 3 minus radical din 2. Plus. Da. 1 supra radical din 4 minus radical din 3. Hai puțin. Da. Mâna jos, mă rog. Închideți paranteza. Da. B mic egal cu. Egal cu. Deschideți o paranteză rotundă. 1 supra radical din 4 plus radical din 3 plus 1 supra radical din 5 plus radical din 4 plus 1 supra radical din 6 plus radical din 5 plus 1 supra radical din 7 plus radical din 6. Da. Închideți paranteza, ori 1 supra radical din 7 minus radical din 3. Ce mic egal cu? 4 supra 3 radical din 2 plus 4 3 radical din 2 plus 4 minus 3 supra 3 minus 2 radical din 2 totul mulțit cu, deschideți o altă paranteză. Asta trebuie pus într-o paranteză rotundă tot. Așa. Totul mulțit cu 2 supra radical din 3 minus 1 plus 1 supra 2 plus radical din 3. Da. Și D mic egal cu ultima. O pun și aici. Așa D mic egal cu. Da, D mic egal cu 2 supra radical din 7 plus radical din 5. Radical din 7 plus radical din 5. Plus 2 supra 3 plus radical din 7. Totul împărțit la 4 supra 2 radical din 5 plus 4 plus 4 supra 7 plus 3 radical din 5. Închideți paranteza. Asta într-o paranteză. Așa. Și acum la A mic să aflăm. Să arătăm că. Bine. Un pic. Să arătăm că radical din A pătrat plus că. Radical din A pătrat plus 3B pătrat. Sub radical. Radical lung. Radical lung. Lung. Din A pătrat plus 3B pătrat plus 4B pătrat. Plus 4D. D pătrat. Da. Este număr natural. Aparține numărul natural. Și la B mic. Da. B mic. B mic. Aflați cel mai mic număr N mic aparține numerilor naturale. Pentru care? Deci, cine cu cine egal de U? Da. Așa. Dar natural. Da, natural. Da. Pentru care radical lung. Aparțin numerul natural. Da. Așa încât. Așa încât. Radical lung din N pe lângă.
A pătrat plus 3 pe pătrat plus 4 de pătrat. A pătrat plus 3 de pătrat plus 4 de pătrat, ce era adică mai sus. Da. Așa. Închideți paranteza. Plus C minus 4. Tot sub radical. Da, da, da. Plus C, C minus 4 aparține lui N. E număr natural. E natural. Eu cred că doar ne sperie așa că sigur, e mare. Da. Lung, da. Nu e nicio chestie care să ne... Tot aia răsuflarea. Miruna lucrează, fiindcă ridica mâna sus, nu te pun pe tine. Este! Vorbesc mai eu cu Anca. Da? Ea lucrează și are un câștig imens. Și am văzut ieșiță mai rapid. Așa da. Din când în când te uiți la tablă, Miruna, să vezi rezultatul. Da? Să vedem. Deci, pe prima amplificăm cu conjugat, adică radical din 2 minus 1. La al doilea. Cu radical din 3 minus radical din 2 și radical din 4 minus radical din 3. Deci A mic egal cu, te rog, vorbește. A mic egal cu radical din 2 minus 1. Da, totul supra deodată. Totul supra radical din 2 la 2, adică 2. Minus 1. Minus 1. 2 minus 1? 1. 1. Da? Da. Mai ales să mai pun pe 1? Nu. Nu. Plus. Plus. Anca. Plus radical din 3 plus minus. Radical din 2. 2. Deci radical din 3 minus radical din 2 supra. Radical din 2 plus radical din 3 3 la pătrat, adică 3. Minus radical din 2 la pătrat, minus 2. 3 minus 2 face 1. N-a vreo să facem. Plus. Plus. Adi. Plus. Stați puțin să. Da. Plus radical din 4 minus radical din 3. Și atât, că e 4 minus 3. Exact. Ori. Ori. Anca? Ori. Radical din 2 plus 1. Exact. Radical din 2 plus 1 supra. Radical din 2 la pătrat. Adică 2. 2. Minus 1 la pătrat. 1. 2 minus 1, 1. N-are rost să mai scrie. Da. Minus. Adi? Minus radical din 3. Minus pune o paranteză, Adi, de data asta. E minusul ăsta din față. Minus în paranteză. A, minus în paranteză, minus radical din 3, plus, plus radical din 2. 2 și atât rămâne. Așa. Plus, Anca? Plus radical din 4, plus radical din 3. Corect. E calcul, lucrăm. Ce observăm în prima paranteză, Adi? Prima paranteză. Da, faptul 7. Atenție. Prima paranteză, Adi. Prima paranteză, factor comun. Nu e niciun factor comun, e păcălit. Avalul. Reduși termenul să nu mai Adi. Radical din 2 minus radical din 2, ce stai pe gând? Așa, radical din 2 minus radical din 2, radical din 3 cu minus radical din 3 și o să rămână minus 1. Radical din 4 face 2. 2. 2 minus 1. Dar nu e un minus 1 plus 2. Da? Minus 1 plus 2 sau 2 minus 1 nu toate aceeași poveste? Ba, dar tot 1 de. Tot 1 de. Deci finalul este că 1. Obținem 1 ori. 1 ori. Cine Anca. Anca, 1 ori. Copiem. Radical din 2 plus 1. Da. Zic. Radical din 2 plus 1. Da. Minus aici. Din prima paranteză ceva a rămas un profesor? 1. Dar radical din 4 minus 1. Radical din 4 e 2. 2 minus 1, 1. Gata. Da. Minus din față schimbă semnul termenul. Din minus radical din 3, minus radical din 2. Deci minus radical din 3, minus radical din 2, plus radical din 4 și plus radical din 3. Și iată ce obținem. Minus radical din 3 cu plus radical din 3. Minus radical din 2 cu plus radical din 2. Și rămâne la fel ca la prima. 1, da. Radical din 4 e 2. 2 plus 1 acum. Mi-a 3. 2 plus 1 face 3. 3. Da? Bine, Miruna. 3
Deci 1 ori 3. Și egal cu 3. Da? 3. Asta A, l-am găsit pe A. B, ne apucăm. Te rog, Adi. B, ce avem la B? Tot așa cu conjugațiile. Adică avem așa, radical din... radical din 4 minus radical din 3, da. Și nimic, e 4 minus 3. Corect, plus mai departe. Plus Anca. Plus radical din 5 minus radical din 4. Da. Supra 5 minus 4, 1. Plus radical din 6, hai. Cine? Radical din 6 minus radical din 5, pe lângă Adi. Nu, plus radical din 7. Plus. Plus radical din 7 minus radical din 6. Tot într-o paranteză. Da, înmulțit cu 1 supra, vorbește totul. 1 supra radical din 7 minus radical din 3. La numitoare asta. Da. Radical 7 minus radical din 3, nu ai umblat deloc aici. Nu. E cam mai departe cu Anca. În prima paranteză ce poți face? Se reduce... 4 cu minus 4. Radical din 4 cu minus 4, apoi. Plus radical din 4 cu minus 5. 5 cu minus radical din 5. 5, 5 da. Plus radical din 6 cu minus radical din 6. Corect. Radical din 6 cu minus radical din 6. Și cam atât. Și rămâne doar minus radical din 3, văd. Și radical din 7, că l-am spus. Așa. Deci vine radical din 7 minus radical din 3. Uh-huh. Deci egal cu radical din 7 minus radical din 3, în paranteză, înmulțit cu Miruna. Dă 1. 1 supra radical din 7, da? Minus radical din 3. Observăm că este același sus și jos, paranteza principală asta, face 1. Da? C-ul egal cu Miruna, te rog să vorbești. Cu amplificăm acolo cu 3 radical din 2 minus 4. Deci 3 radical din 2 minus 4, deci 4 pe lângă Miruna. 4 pe lângă 3 radical din 2. 4 pe lângă 3 radical din 2 minus 4, 4 totul supra. Da. 3 radical din 2 plus 4 pe lângă 3 radical din 2 minus adică 4. Adică deodată, asta la pătrat, adică minus 6 la pătrat. Plus 16. Adică 9 ori 2 18 minus 16 minus 16. Da, da. Da? Supra 2. E 18 minus 16. Minus 3 minus minus Adi minus 3 pe lângă 3 așa, 3 pe lângă 2 radical din 2. 2 radical din pe lângă cine? Pe lângă 3 plus. Așa. 3 plus 2 radical din 2. 2 supra ar fi 9 minus 8. Da. 9 minus 8 care 1. Face 1. Supra 1. Dar nu avea rost. Nu mai avea niciun rost, da. Sigur că da. Dar l-am scris de acum, mi-e greu să mă șterg. Pe lângă. Pe lângă. Anca. De ce stai pe gânduri? Conjugată, repede. 2 pe lângă. 2 pe lângă. 2 pe lângă radical din 3 plus 1. Asta e conjugată, da? 2 pe lângă radical din 3 plus 1. Totul supra. Supra... radical din 3 la pătrat, adică 3, minus 1, 2. 2. Plus 2 pe lângă... Atenție, nu-i mai este 2. 2 minus radical din 3. Deci 2 minus radical din 3. 2 minus radical din 3. 2 minus radical din 3, totul supra Adi. 7. De ce 7 mai mult? Păi 2 la a doua plus radical din 3. 2 la a doua? Minus. Așa, da. Atenție, minus, Miruna. Da, pentru da, că A plus da. B pe lângă A minus B face A la 2, minus pe la 2. Deci 4 minus 3, 1. Supra 1. Deci faceți paranteze dacă nu știți. Da. Da. Deci totdeauna cu minus este. Da, da. Dacă e cu plus, mulțești cu minus și tot A la 2 minus B la 2. Dacă e cu minus, mulțim cu
plus și tot arată o anumită numeratoare. Da, corect. Deci, hai să continuăm egal mai departe, Miruna. 12 radical... Nu, Miruna, mai întâi simplu 4 cu 2. Da, se avem voie. Neapărat că e produs adică. Da. Nu e tehnica ta. Tehnica ta, știi, că am făcut un caz, am făcut un film acolo. 6 radical da. Din 2. Deci va face 6 radical din 2. Minus 8. Minus 2 minus 4, 8. 8. Minus așa. 9. Minus 9. Minus 6 radical din 2. Minus 6 radical din 2. Da. Minus 6 radical din 2. Ori. Ori. Tot într-o paranteză. Da. 2 cu 2 simplifică. 2 cu 2 simplifică. Și să avem radical din 3 plus 1. Radical din 3 plus 1. Plus 2 minus radical din 3. Plus 2 minus radical din 3. Anca egal mai departe. Se reduce. Anca. Da? Da. Se reduce așa. Așa. Și la radical din 3 plus... Minus 8, minus 9, mi-au rămas ăștia, da? Minus 1. Minus 8, minus 9, atenție. Minus 17. Minus 17, că-s prieten, am doi negativ. Despre dacă ar fi fost vecin. Plus 8, minus 9, făcea minus 1. Da? Dar așa, minus 8, minus 9, datorii. Da. Atenție, semnul algebră. Uite, asta e povestea. Ai o blesit de-al Mirunei și cum mai lui, lui Adi. Păi ai dat 19, cum să ai 9 leu? Da, 17, da. 17, da. Deci minus 17. Minus 17. Plus radical din 3 minus. Da. Ori? 11 cu 2, 3. Și minus 17 ori 3? Minus 51. Deci răspunsul la cine? La ce? Ce? Este minus 51. Hai să le vedem și noi. A, cât am găsit ea? A minus 3. A 3. B1. B1 este 1. Și ce minus 51? Ce? Egal cu minus 51. Să-l faci și pe D. Mi-am făcut un pic de spațiu, că nu mai aveam. Asta e cu... Da. Avem și pe D, da? Avem aici. S-a făcut. Apucați-vă și lucrați independent. Gândiți cam care ar fi. Mă interesează rezultatul, că șterg tabla. Intenționat un profesor totul șterge, ca să ziceți să-l pultat. Hai, hai. Rezultatul final. Hai, adu-ți-o, hai. Să rupi pixul. Creionul, vârful la creion. Tu nu, se poate hai. Să... Hai, hai, hai. Hai, adu-ți-o. Mama lui. Anca, te rog să mă conduci. Poți să vă conduc eu? De egal cu. Tu conduc, mergi mai departe. Am găsit cu conjugata. Deci 2 pe lângă. 2 pe lângă radical din 7 minus radical din 5. Supra. Radical din 7 la a doua. 7. Minus radical din 5 la a doua. 5. 5. 2. 2. 2. Plus. 2 pe lângă 3 minus radical din 7. Da. Supra. 3 minus 3 la pătrat. 3 la a doua. A la a doua. Deci 3 la a doua, 9. 9 minus 7, 2. 2. Totul de mulțit cu... Împărțit. Sau împărțit este. La. 4. Adi lucrează. A 4 pe la lângă. 4 pe lângă 2 radical din 5 minus 4 supra 4 ori 5 4, 5, 20. Pă, minus 4. Minus 16. Minus așa 16. 4 la 2, da, 16. 4. Deci 20 minus 16, 4. 4. Supra 4. Plus, Anca? Plus, 4, 4 supra. Plus, 4, 4 pe lângă. 4 pe lângă, corect. 7. Minus.
7 minus radical. 3 radical, 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 radical din 5. Totul supra. La 2, 49 49 minus 9, 5, 5 45 3. 49 minus 45 4. 4. Totul supra 4. Iată, autorul și așează frumos că 4 cu 4 se împiedică, 4 cu 4 se împiedică, 2 cu 2. Avem voie. Avem! Că e paranteză, da. E 2 ori, sunt factori aceia. Și D egal cu? D egal cu, adic? D egal cu 2, radical din 7, radical din 5, plus 3, minus radical din 7, împărțit la 2 radical din 5, minus 4, plus 7, minus 3 radical din 5. Și egal cu? Radical din 7, cum e radical din 7? Și rămâne. Hai, Adi. Așa, deci radical din 7, da, ci minus. Și de 3 minus radical din 5, Anca, pe lângă. 3 minus radical din 5, Anca, pe lângă. Împărțit la. Împărțit la. Minus 4 plus 7 face 3. 3. 2 radical din 5 minus 1. Minus 3 radical din 5. Minus 1 radical din 5. Minus 1 radical din 5. Pe unul e așa și unul e așa, scădem cel mai mare, cel mai mic. Din 3 pe 2 și face 1. Și egal cu Miruna? 3 minus radical din 5 și 3 minus radical din 5. 3 minus radical din 5, împărțit la 3 minus radical din 5, egal cu 1. Așadar am găsit și pe D, egal cu 1. Iată că am găsit valorile ABCD. Am lucrat destul de interesant, a fost aici lucru cu conjugata cât cuprinde. Corect. Nu? Deci tot timpul și semnul algebră. Da. Deci două lucruri avem de conjugata rapid aplicată și atenție, minusul acolo din față schimbă semnul la amândoi termeni. Mm-hmm. Asta a fost lucru. Și acum să arătăm că radical din... Acum să trecem pe primul punct. Arătați că a pătrat plus 3 b pătrat plus 4 d pătrat este număr natural. Radical din. Radical din. Și înlocuim pur și simplu. Radical din. Au cât este? 3. 3. 3 la 2, 9. Plus. Radical din 9 plus... 3 b pătrat. B-ul cât e? 1. 1. La pătrat? 3. 1, 1, 3 ori 1, 3. Plus 4D pătrat. D-ul cât este? 1. 1. 4 ori 1, 4. Egal cu lucrăm. Pot să spun. 9 și cu 3 anga 12 și cu 4, 16. Corect. Radical din 16 este egal cu 4. Bun. Și n-a dat număr natural. Da, și natural. Bun. Yay. Este 4 care e număr natural. Și la B. Vă dați seama dacă o greșeală să trecuram la ABC. Adio exercițiu. Da. Mergem mai departe. Găsiți pe N așa încât, radical din N pe lângă. N pe lângă toată paranteza aia care mai am făcut-o. Da. Adică cât este? 4. 4. Nu? Nu, nu. Paranteza 16. Aia este 16. Că e vorba de A pătrat plus 3 de pătrat plus 4 16, de pătrat. Da, 16. 16. Deci N ori 16. Plus ce? Care plus este ce? Minus 51. Plus ce, ce ori am găsit? Minus 51. Minus 51, deci minus 51, plus... Minus 4. Minus 4, da. Da, aparțin nu e. Să fie număr natural. Deci cine să fie N? După care, dacă înlocuim și facem calculul, să fie un pătrat perfect. Putem mai întâi să facem... Să facem deci echivalent, așa... echivalent va încere că radical din 16 N, minus 50 și cât? Minus 55. Să aparțină numerelor naturale. Asta ar fi problema. Adică acolo e... Nu ce nu se pune eu acolo? Natural. 3. 3? Bun, încercăm. Dar nu, că e prea mic după aia. Pa... Deci nu se poate. Și radicalul nu trebuie să fie dintr-un număr cu pozitiv. 5. Merge. Și 4. 4, 5. Cu 4. Deci pentru noi e egal cu 4.
ar însemna că avem radical din 16 ori 4 minus 55 și egal cu, iată rezultatul, 16 ori 4, 64, nu? Uh-huh. 64 minus 55 și face cât? 9. Radical din 9 și egal cu 3, care e număr natural. Deci am găsit pe cel mai mic, am găsit. Asta vrea, cel mai mic. Dacă ați zis cel mai mic, da, ia vedeți. Nu, asta. Așa, parcă era cel mai mic număr natural. Aflat cel mai mic număr. Sigur că dacă acum problema era, tot încercam... Exact, și cu 5 merge și cu... Da. Și cu 9. Cel mai mic. La infinit. E necalculatul răspunsul problemei. Și stai că-ți mată ieșițiu. Mai privim o dată. Like și share. Mai privim o dată la ieșițiu ăsta și să spunem unde v-a plăcut foarte tare. Uitați-vă pe tot la început, A, B, C, D. Acolo, cu semnele la algebra. Deci la D ai avut unul greșit undeva și uite-te unde ți-ai greșit. Semnele la algebra foarte importante, după aia raționalizări. Da. Mi-a plăcut de tot. Înmulțirea și împărțirea la două paranteze. Da. Simplificări. Simplificări la... Atenție cu simplificări, nu m-am produs. Tot ai spus tu, aici pot, aici pot. Da? Fiindcă te-am făcut de râs. Așa, ai înțeles că nu se simplifică în sumă. Dar numai pe tine. Eu am zis pentru toți. Să știi că sunt foarte mulți care fac greșeala asta. Știi că care e procentajul? Eror de mare. Simplifică în sumă. Sau în diferență. Simplifici numai dacă ai un produs. Și adio. Să terminate ieși tu, sigur. Am găsit două teste, mai ușurele, așa, mai pe nivel. Nu, acum vin imediat. Puteți să plecați oriunde. Testul 1, testul 2, acum vin. Da, să vedem. Așa că pornim treaba și zicem. Puteți să dați dumneavoastră unul. Nu, păi le are și testul 1, testul 2, nu știu ce. Vedem, îi da. Testul 1, da? Puteți să spunem ce pagină? Da, testul 1 la pagina 112. Testul 1, zic eu. Pagina 112. E cu legea asta. Da. Se cheamă asta esențial, matematică clasa 4, partea 1. Marius Periano, Ioan Balica și Paula Balica. Deci aici cred că sunt soți. Cu Marius Periano. Și de acolo facem. Hai să punem repede. 1. Calculați. Radical din 9 minus radical din 4, anca egal cu deodată, că nu pierd timpul să scriu 7. 3 minus 2, 3 minus 2 și egal cu 1. Apoi, 2 radical din 2 ade, 2 radical din 2 plus 3 radical din 2 și plus 4 radical din 2, că este egal cu ade. Egal cu 9 radical din 2. Da, face 9 radical din 2. Apoi, radical din 4 și 8. Miruna, radical din 48 plus radical din 27 minus radical din 12 este egal cu? Este egal cu radical din 48, 2 ori 14. Nu. 3, astea 6 ori 8. Da. Zicem, radical din 6 ori 8. 6 ori 8. Plus 3 ori 9, adică 3 la 3. Adică 3 la 3, adică 3 radical din 3, așa de spus, dar acum am încălcat. Minus 2 radical din 3. Minus 2 radical din 3 și egal cu Miruna. 2 ori 3 și 2 ori 4, adică 2 la 2. Deci radical din... 16 ori 3 mai fac 4 și 8. 16 ori 3. Adică 2 la 4 ori 3. Adică 4 radical din 3. Da. 4 radical din 3. Plus 3 radical din 3. Și minus 2 radical din 3 și este egal ca rezultat
5 radical din 3. Toată lumea înțeles, da? Da. Pentru că 4 cu 3, 7, minus 2, 5 radical din 3. Calculați media geometrică a numerelor 2. Ce media geometrică? Calculați media geometrică a numerelor 4 și 9. Media mg pentru numerele 4 și 9. Egal cu radical din 4, 9. Și egal cu radical din 36, egal cu 6. Asta e media geometrică. Uh-huh. Radical din produs. Apoi 3. Calculați produsul x ori y, știind că, deci știind că x egal cu radical din 200 plus 2 radical din 72 plus 4 radical din 32 plus minus 6 radical din 128 minus 6 radical din 128 iar y-ul este radical din 108 plus 2 radical din 12 minus 4 radical din 75 minus 4 radical din 75 plus radical din 300 minus 2 radical din 192 egal cu egal. După ce știm pe x și pe y, vedem ce îmi cere autorul. X ori y. Să calculăm produsul x ori y. Deci x ori y egal cu 5. Hai, putem calcula pe x și pe y. Păi plecăm pentru 300, x. Putem să scriem ca 10 radical din 2. Deci x-ul egal cu 10 radical din 2 plus 72 scriem ca 2 ori 36. 36. Radical din 36 e 6. 6 ori 2 e 12. Plus 12 radical din 2. Nu așa vine? Băi, nu-i 6 la 2. Radical 6 la 2 e 6. Da. Așadar, repede spunem aici. 12 radical 2. 12 radical 2, e bine. Plus adi, plus... Plus, poate, radical din 32, cum ar fi 8? E 2 la 5. 2 la 5, da. Adică, practic, 2 ori 16, adică. 2 ori 16 fac 32. Uh-huh. 16 este radical, face 4, 4, 4. 16 radical din 2 și minus? 128, putem scrie ca 2 ori... Să-l descompunem. 2 ori 64. Da. Să-l descompunem, hai să repedem. Păi deci, 64 e 8 ori 8. Deci 8. 128 este egal cu 8 la a doua ori 2, nu? Da, 8 radical din 2. 8 radical din 2. 8 radical din 2. Adică 6 ori 48 radical din 2. Dar ce, dacă ai 8 la a doua, ce mai stai pe da, acolo, la 6. 48 radical din 2. Deci 46 ori 48. 6 ăsta și mulți cu 8, 48 radical din 2. Și este egal la arunca cu? De 10. Repede. Radical cu 12 radicali. Deci de alte radicali sunt toate, de radical din 2. Deci 10 și cu 12, 22, 38, minus 48, minus 10 radical din 2. X-ul. Y-ul, adi, egal cu? Y-ul egal cu 108 ar fi... Cred că trebuie să descompune repetul, nu? Da. Da. Merge prin 3? Da. Da. 1 și 8, 9. Deci aș spune așa. Este 108. Merge prin 3 și 3 în 10 merge 3 ori. 3 în 18 de 6 ori. 3, 6, 3. E 6 la 2, hai. 6 radical din 3. E 6 la 2, 6 radical din 3. Deci la Y, 6 radical din 3, plus... Plus. Și acolo tot cu radical din 3 ceva. Da, e 12 pe care 4 ori 3, adică 4 2, 4 radical din 3. 2 ori 2, 4 radical din 3. Corect. Minus.
acolo e 3 ori 25, da. 75, iese 25-ul 5-ul, 5 ori 4, 20, minus 20, radical din 3, plus Miruna, nu Miruna, Anca. Plus 3 ori 100. 10 radical din 3. Plus 10 radical din 3 și minus Adi. Trebuie să-l descompunem pe 92, da? Așa, 192. Merge printre Adi, ce zici? Nu. Pe 1 și 90, cu 12. Normal, pe 3. Merge. Merge pe 3, bă, de aici discutăm. 3. 3 în 19 de 6 ori. 4. 3, 12 pe 4. Da? De 2 ori. 3 și 2. Și 8 la 2. Da. Și aici 4 la 2. Și este 8? 8 radical din 3. Deci plus sau minus 2 ori 8? 2 ori 8 minus 16 radical din 3. Radical din 3. Și egal cu Manca? 10 radical din 3 minus... De 10 radical din 3 minus 20. 10 și cu 10, 20, minus 20, am terminat cu ei. Și facem minus 16 radical din 3. Minus 16 radical din 3. Și acum x ori y, va fi egal cu cine? Minus 10 radical din 2 ori minus 16 radical din 3. Ia să vedem. Deci x ori y este egal cu minus 10 radical din 2 ori minus 16 radical din 3. Și face, iată cât. Hai, Ancuța. Minus cu minus amulțire. Face plus 160 radical din 6. Nu, 2 ori 3, 6, corect. 6, da? Că e mulțire. Și ăsta este răspunsul. Rezultat. Spuneți-mi unde vi s-a părut interesant. Nicăieri, nu deosebit, ci pur și simplu calculul. Era deșteptat că aici a fost mai radical de 2, după aceea mai radical de 3. Și în final, niște calcule făcute acolo de rutină. Da. Mai, așa sunt chestiile astea, colegele. După ce am făcut pe ăla așa, da, așa fain, dacă vreți, vă dau mai din alea, domnul profesor. Hai să-l terminăm testul ăsta, că tot l-am început. Haideți. Efectuați. Camera cât mai are. Sunt exerciții faine. 37. 37, mai avem. Minutul un pic și marginal. Hai, efectuați copii. Efectuați. Te-am păcălit. Efectuați. 3 supraradical din 3. Pe lângă. 1 supraradical din 3. Minus. Radical din 4 supraradical din 3. Minus. Radical din 0, perioadă 3. Plus. 1, perioadă 6 ori radical din 3. Deci paranteză. Cu câte răutate. Adi, vreau să-l lucrez. Parcă-i la ședință. Și calcul. Adi, ce se mergem. Apoi mai întâi lucrăm paranteză, că avem niște lucruri. Deci 3 supraradical din 3. 3 supraradical din 3 pe lângă. Ia. 1 supraradical. Da, de fapt, hai să raționalizăm direct și o să avem așa, radical din 3 pe 3. Da, da, aici, având același numitor, pot să pun 1 minus radical din 4 supra radical da. Din 3? Da, hai că pe când e curcă mai mult. Hai scrie așa. Deci, zi, Adi. Iar cum facem? Trebuie să punem 1 minus radical din 4 da. Supra radical din 3. E corect? Poate că da. Minus. Și haideți să facem continuare. Minus, adică o să fie așa radical din 3 pe 9, adică 1 pe 3. Da. 1 pe 3 plus 6 ar veni. Plus cât a venit? 6 pe 16 minus 1 pe 9, adică 15 pe 9. Care se mai simplifică pe 15 și de 1 pe 6. Da. 1 pe 6 ori radical din 3, adică radical din 3 pe 6. Corect? Se simplifică. Se simplifică? Cine? De unde... Cine se simplifică atât? Nimic, deocamdată. Da, mama, zi. De unde... Radical din 3 pe 6?
Păi că e înmulțire. Păi da, și 16 minus 1 pe 15 9. 15 pe 9. 15 pe 9, radical din 3. Dar nu prin 15 direct. A, e pe 9, nu pe 90. Da. Păi pe 9. A, mă scuzați atunci. Nu, acolo, unde? Acolo e corect. Acolo, plus radical din 3. E 15 pe 9? Da. Păi da. A, pe 3 atunci. Se simplifică. Am crezut că ai zis pe 90 atunci. Am zis pe 9. Iartă-mă. Bun, bun, zi, și? Și 15 pe 9 se simplifică prin 3. 3 și dă 5 pe 3, 5 radical din 3 pe 3. 5 radical din 3 pe 3. Dar vă mirul. Atentă. Bun, haideți. Ăsta pot să scriu ca 1 supra radical din 3? Da, așa trebuie să da. Radical din 3. Sau radical din 1 supra radical din 3. Păi aici nu e radical din 3, mamă. Ah. Deci 1 supra radical din 3, da? Bun. Și egal cu... 3 supra radical din 3 pe lângă... 1 minus 1, 0, deci o să fie minus radical din 4. 1 minus 1, 0? Da, deci o să fie minus radical din 4 pe radical din 3. Minus radical din 4. Anca, e de acord? Da. Da? Plus? Plus 5 radical din 3 pe da. 3. Amplificăm prima fracție cu 3. Aici, da? Da. Cu radical din 3. Pe asta, da? Da, cu radical din 3. Să da. 3 pe radical... și 3 pe radical din 3 cu 3. Cu radical aici? Din 3, da. Dar nu avem voie. Cum să avem voie? Ce zici? Da, și avem. 3 radical din 3 pe 3. Da. Ori. Minus radical din 12 supra plus 5 radical din 3. Dar stai puțin, aici nu e același numit. Ba da. Da? Da, da, da. Că aici da, da, e pe 3 și aici tot pe 3. Da, da, plus 5 radical deci minus din radical 3. Din 12 plus 5 radical din 3 pe 3. Supra 3. Da. Dar nu cum avem 3 cu 3 simplifică. Deci era plus. Păi 3 cu 3 simplifică. 3 cu 3? De acolo, de la prima, de acolo, 3 radical 3. Asta de aici? Nu, nu. Am zis acolo. 3 radical 3. 3 ăsta cu ăsta, da. Să avem radical din 3 ori. Și ăsta era corect. Da. 3 radical din 3 ori. Minus radical din 12, adică 4. Din 3 pe lângă. 4 ori 3, adică minus 2 radical din 3. Minus 2 radical din 3 plus 5 radical din 3. 3 radical din 3. 3 radical din 3 supra 3. 3 radical din 3 supra 3, adică radical din 3. Bun. 3 radical din 3 supra 3. Și radical din 3 egal cu 3 ori 3, 9 supra 3. Și egal cu? 1. Cum o nouă împărțirea 3 de 1? 3. Lasă-l, vă văd și un pic. Lasă-l, vă văd și eu. Da, da, da. Da, domnul, dar cum să-mi... Eu acum mai pregătesc ceva. Da, mama, de aici, de aici. Ceva, tot de la test. Da, ce da, da, de la test. Am da. Ce și mai greu. Asta să vadă da. Domnul profesor. Să văd cum ați venit aici. Da, da. Deci ați avut numitor aici, ați avut numitor. Da. Perfect. Și eu, dar care în patru putea să ziceți să facem. Da, 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 dar... Face 2 și... Asta e, domn profesor, nu l-am scos. Da. Și 1 minus 2 și facem... Toți 4 m-am văzut. Minus 1. Adică din 4 e 2. Ne da. Facem de râs la cameră. Nu, da. Nu, că am lucrat corect. De ce? Da. Aici a avut, așa zis, 1 minus 1 și-a făcut 0 și-a rămas mai radical din 4 și tot îl păsați. Da, da, da. Ați văzut până la sfârșit l-am păsat. Da. Aici, aici puteam să fie să raționalizăm ca să fie 3 aceași. Așa o primi Miruna, da, să raționalizăm, da. Dacă făceați asta, deci era de aici încolo, cum aș fi continuat după? După ajungerea în momentul acesta, aș fi zis așa, Miruna. 2 pe. Minus 2 pe. Minus 2. Nu. Dar vedeți care în față ce? 3. Deci 3 pe radical din 3, care după raționalizarea asta nu l-aș fi dus tot timpul după mine. Chiar și mod de descriere este perdere de timp și atunci raționalizam și spunea radical din 3 pe 3, 3 cu 3 se simplifică și rămâne radical din 3. Deci am ținut să... deci aș fi zis aici. În final am făcut și noi asta. Da, bă, dar de ce să duc asta perioada asta tot timpul după mine? Așa și ca timp de... Miruna, și ca timp de scriere. Adică? Raționalizăm la timp, acolo se poate rapid, și atunci ar fi fost egal aici cu cât? Cu doar radical din 3. Pe lângă. Minus 2 pe radical din 3 după raționalizare pe loc. Făcea minus 2 radical din 3 supra 3. Minus 2 radical din 3, da? Da. Minus 2 radical din 3 supra 3. Plus 5 radical din 3.
plus 5 radical din 3. Tot supra 3. Totul supra 3, toată povestea asta. Și egal mai departe cu radical din 3, ori 5 minus 2 de ăștia fac 3, radical din 3, totul pe 3. 3 cu 3, radical din 3, radical din 3 face 3 și terminat e ghește. De ce am ținut să mă uit o dată pe el? Pentru că dacă vedeți la timp fiecare chestie în parte... Nu mai muncim așa de mult. Ce se poate face? Nu mai îndrăg mirunat, dar și voi ați fost aici tot. Dar toți, ce să mai... Este același avertisment pe care îl fac tuturor. Adică să vă uitați mai atent. Da. Bun. Eu v-am scris. Da, pentru că... Ca domn profesor. La comandă ta. Afli tu cel care ești elev. Noi scriem. Corect. Ce spuneți voi? Dăm unul mai dificil. Dar nu a fost o observație făcută, ci pur și simplu nevoia de a găsi totuși, salvarea. Mai ușurel. Mai ușurel. Da? Nu. Da, mă. Deci tot de aici vrem, nu se termină. Da, l-am terminat pe ăla. L-am terminat testul? Da. Bun. Și acum, comparați numerele. Aleluia. La testul 3. Din asta lung? Nu. 3, da? Da. Comparați numerele. A mic egal cu modul din... Somul putora? Acum, da. 4-6. Okay. Mai lăsăm. A mic egal cu modul din radical din 6 minus 2 plus modul din deci a mic egal cu radical din 6 minus 2 modul. Așa tot așa? Da. Radical din 6 minus 2 în afara radicalului. Plus, alt modul deschideți. E radical din 6 minus 3, închideți modulul, da. Plus modul din radical din 6 minus 4, plus modul din radical din 6 plus 1. Ăsta e a mic. Da. B mic egal cu radical mai lung din, deschideți o paranteză rotundă, 2 radical din 3 minus 3 la pătrat, tot la pătrat. Da. Așa. Plus, alt radical mai lunguț, radical din 3 minus 5 la pătrat, plus, alt radical. Tot așa mai lung? Da. 2 minus radical din 3, tot la pătrat. 2 minus radical din 3, tot la pătrat. Deci să comparăm A cu B. 2 minus radical din 3 la pătrat. Am cate, rog, egal cu A egal cu să-l calculăm. Sau mă duc aici, ca să mă epuizez pe acasă. A egal cu? A egal cu deci minus, de radical 6 minus 2, tot un modul. Pot să spun eu ceva? Un pic, să vedem acasă. Radical din 2 ori 3 minus. Cum 2 ori 3? Că e minus acolo. A, din 2 ori 3 pe 6? Nu o stricăm. Cam cât este radical de 6 după tine? Fără de exercițiu. Dar nu creează. Exact, să-i geaba. Radical din 6 cam cât este, Anca, după tine? Dacă ar fi din 4, ar face 2. Din 6 e 2 și ceva. 2. 2 virgulă. 2 virgulă minus 2, ce fel de număr îți dăm? În paranteză. Pozitiv. 2 și ceva minus 2. Și modulul dintr-o expresie care e pozitiv rămâne așa. Asta a vrut să vadă autorul. Deci calculăm, ne dăm seama și dacă e pozitiv rămâne așa, dacă e negativ schimbăm semnul. Deci vine radical din 6 minus 2. Am mai făcut asta, da? Plus. La următorul te rog să te pronunți. E negativ. E negativ, tu schimbă semnul. Întregii expresie. Adică, loc din... Plus radical din 6, zice, minus radical din 6, plus 3. Da? Plus 3. Așa. Următoarea tot negativă. Deci tot așa, zice, minus radical din 6, plus 4. Și următorul? E pozitiv. Dacă e pozitiv, rămâne așa. Plus radical din 6, plus 1. Da? Și cât face? Te rog. Asta cu asta se termină, asta cu asta se termină. Și face, iată. Minus 2 plus 3
care face minus 6. Face plus 1. Așa. Când 2 plus 3 face plus 1. 3 minus 2, pare. 3 minus 2, 1, 1 și 4, 5 și 1. 6. Terminat. Opa, e un drist. Adi, te rog, te ocupi de B. B, păi așa, radical din 4 ori 3, adică 12. Stai, mă, dar când vezi radical din ceva la pătrat, ce faci? Da, eu vreau să fac altceva. Ce vrei să faci, zi-mi? Să le aduc la a doua. Păi zici fiecare la a doua? Da. Iar mă superi. Și eu vreau să mă duc plecăm de aici, prieteni, tu mă superi. Când a zis că-s fiecare la a doua, dacă e înmulțire. Înmulțire, da. Și la adunare sau scădere trebuie să faci calculul. Și de sub un radical de ordin par. E 2 radical din 3 minus 3. Dacă e la pătrat, rămâne 100, da. Dar dacă e negativ, și ca să nu fie nici un moment, ieșim tot în modul. Deci, asta e momentul radical din x la a doua, egal cu modul din x. Asta e povestea. Asta ai rămas cu aici, în urmă, și am mai făcut asta. Scrie asta, foarte important, toată lumea. Foarte, foarte important, radical din x pătrat, egal cu modul din x. Chiar dacă x pătratul ăla e 2 radical din 3 minus, adică... Deci nu mă interesează ce este acolo. Tot ce este expresia subradical, ies cu ea în modul. Este totul la pătrat, vezi? Și nici într-un caz nu faci ce ai zis. Ce ai spus acolo e de panică. Da. Deci cât rămâne? Modul din 2? Modul din 2 radical din 3 minus 3. Plus modul din radical din 3 minus 5. Da. Plus modul din 2 minus radical din 3. Da, din 3. Da. Și egal cu mai departe? Păi 2 radical din 3, dacă ne introduci în sub radical, ar reveni 12 radical din 12. Și ai radical din 9. Da. Rămâi mai mare, deci rămâne semnul. Rămâne așa. 2 radical din 3 minus 3. Radical din 3 ar fi 1,70. Da, și mai mare se schimbă semnul, adică minus radical din 3. Plus 5. Să vedem și aici. Acolo. Plus, dar tot așa, banos. A, da, așa rămâne. Rămâne așa, că e pozitiv. Plus 2 minus radical din 3. Și egal cu? Egal cu, se simplifică 2, ba, nu. Ba, da, 2 radical din 3. Radical minus radical din 3. 3 și cu minus radical fac 2. Da. Și cu 2 cu plus, terminăm pe radical. Da? Da, și minus 3 plus 5. 2. 2 și cu 2? 4. 4. 6 și cine a cerut? Să le comparăm. A mai mare ca B și B mai mic ca A. Deci A mai mare ca B. Da, dar dacă voi nu scădeați, un modul, nu mai ieșea asta. Nici vorbă, ieșea cu totul și cu totul. Altă trebuie să mai. Și mai ales dacă făceai cum vrei tu să faci. Da, stai așa. Hai că... 25 de suntem luăm în exercițiu. Nici măcar cu profesor, eu cred că îi dădeam 2. Dar nu discutăm. Două unități. Deci formularea mea e deja... Celebră. Până acum acumula 4 unități. El le-a dus de domnul profesor. Îi poate faceți o medie, geometrică, aritmetică. Niciodată. 2, tot 2 înseamnă. Dar nu să face 2, frăzi 2. Nu. Și împărțit nu se mai face, nu? Așa ar însemna că tot să aduni. Deci din greșelile cu vita ar fost mai multe, cu nota mai mare. Da, și nota, vă rog. 10. Am 5 sensibili 2, vă rog să duceți un 10. Da. Deci calculați-mi, da. Aveam în clasă, la Serar, când lucram eu acolo, și aveam un mai mare ca mine, ca vârstă era, dar era țigan. Țigan, rom. Și țiganul, când a venit cu a
am venit cu lucrările, eu corectam pe loc lucrările, v-am mai povestit. Pe loc se dădeau în sfârșit. Și când el, Ploșcă îl cheamă. Ploșcă 8. Păi Ploșcă, mă, zic, 8, mă, tu 8. Dar și doar prost, dacă o să gândeam voi la o notă românească? Super, băi, chestia. 55. Da, oprim. Oh, oh, iese